dovada ce Gabriela Firea ar putea avea dreptate, prima mare capitală europeană care ia în calcul transportul public gratuit. Gabriela Firea a fost aspru criticat la preluarea mandatului de primar general al Bucureștiului când a vehiculat, în premier, ideea introducerii transportului public gratuit, din cauza poluării aglomeraiei. Acum, o alt primărie a unei mari capitale europene vorbește despre o astfel de decizie. Primarul Parisului vrea să introducă transportul public gratuit pentru a reduce poluarea aerului, însă se confruntă cu opoziția subliniere-F-ului autoritii regionale pentru transport, care susține ce o astfel de idee îi va prejudicia pe contribuabili, informează Reuters. Edilul Parisului, Anne Hidalgo, sublinierea i-a anuncat luni seară intenția de a derula un studiu de fezabilitate cu privire la posibilitatea gratuității transportului public, adugând ce vrea să includă acest subiect pe agenda dezbaterilor înaintea alegerilor locale din 2020. Hidalgo a precizat ce toate marile orașe sublinierei ale globului încearcă să pun la punct soluții de mobilitate curate, sublinierei se îmbunătățească calitatea aerului prin reducerea numărului de automobile de pe setere zi, însă acest lucru presupune că resubliniere te reatractivit și transportului public. Pentru a îmbunătăți transportul public ar trebui nu doar să-l facem mai extins, mai regulat, sublinierei mai confortabil, dar ar trebui sublinierei să regândim sistemul de tarifare, a informat Anne Hidalgo într-un comunicat de pres, scrie Ager Press. În replic, presubliniere dintele autoritii de transport din regiunea Île-de-France, din jurul Parisului, Valerie Pécresse, a respins propunerea edilului, apreciind ce în cazul în care celetorii nu vor plăti pentru transportul în comun, costurile vor fi suportate de contribuabili. În prezent, prioritatea noastră este modernizarea transportului. Zorile de bilete aduc 3 miliarde de euro pe an. Punct. Avem nevoie de acest subliniere tip bani, a spus Valerie Pécresse pentru postul Radio Classique. Pécresse, care ar putea fi contracandidatul lui Anne Hidalgo la alegerile municipale din 2020, a mai spus ce ar fi incorrect ca transportul public să fie gratuit pentru parizieni, dar nu sublinierei pentru cei care trăiesc în suburbile capitalei Franței. Primarul Anne Hidalgo nu a precizat dacă propunerea ei ar viza gratuitatea transportului public doar pentru cei 2,2 milioane de rezidenți ai Parisului sau pentru toți cei aproximativ 12 milioane de locuitori care trăiesc în Paris, sublinierei regiunea Île-de-France, din jurul Parisului. Potrivit unui studiu din 2015 al Eurostat, Parisul este pe primele locuri în Europa când vine vorba de utilizarea transportului public, în condițiile în care peste 60 din locuitorii Parisului utilizează metroul, autobuzele sau sistemul de trenuri. În același sublinierei timp, puțin peste 25 din locuitorii Parisului susțin ce utilizează automobilul personal pentru a se deplasa la locul de muncă. Autoritatea de transport din regiunea Île-de-France,
IDFM, are un buget anual de 10 miliarde euro, din care mai puțin de o treime este asigurat de vânzările de bilete, iar restul este asigurat de taxe, în principal o taxă de transport plătit de toate firmele care au mai mult de 9 angajați, sublinierei care asigură aproximativ 42% din veniturile IDFM. În prezent, mai multe ora sublinierei franceze mai mici ofer gratuitate pentru transportul cu autobuzul, iar unele ora sublinierei din Europa, în special capitala Estoniei, Tallinn, au transportul public gratuit. În plus, guvernul german a anuncat el ce analizează posibilitatea introducerii transportului public gratuit în ora sublinierei ele care au o problemă cu calitatea aerului. În prima fază, măsura ar urma să fie testat în 5 ora sublinierei, printre care se numere Bonn sublinierei SN.